cu căpșuni și înghețată cu cappuccino. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețată cu cappuccino și cu căpșunele. Și vom avea nevoie de 300 de lapte, 100 de frișcă îndulcită. Și dacă puneți frișcă care nu este îndulcită, adăugați zahăr după gust și o lingură de miere de albine. Vom avea nevoie și de 30 de grame de cappuccino, 250 de grame de căpșuni și zeamă de lămâie, o lingură și jumătate. Acum vom pune într-o oliță laptele. Cu frișcă. Și cu miere de albine. Eu voi pune circa o lingură, așa cu borcanelul. Vom da pe foc și vom lăsa până ajunge la punctul de fierbere. Apoi vom separa în două vase. Ne vom pregăti căpșunile, le vom blendui. Le scoatem codițele și le punem în blender. Le blenduim. Sunt gata. Laptele este gata cu frișca și cu mierea. Acum îl vom separa în două vase. Punem jumătate și jumătate. Într-o parte vom adăuga cappuccino, deci în compoziția fierbinte. Și în cealaltă o lăsăm să se răcească ca să adăugăm căpșunile blenduite. Amestecăm bine compoziția cu cappuccino. Și apoi o să o punem în mașina de înghețată. Cine nu are mașină, poate pune într-un vas și după o oră și jumătate mixează cu un mixer și la interval de o oră și jumătate mixează din nou. Dacă vede că mixerul nu face față, cu o lingură de lemn amestecă ca să distrugă cristalele de gheață, ca să iasă cremoasă înghețata. Se face această operație de 4-5 ori. Amestecăm bine și lăsăm să se răcească bine compoziția ca să o putem pune în mașina de înghețată. Eu am preparat-o înainte, am preparat doar jumătate din compoziție, așa, și o pun în mașina de înghețată. Închidem și pornim mașina. Dăm drumul la 20 de minute și controlăm. Așa. Și acum să pun la rece laptele cu frișca și cu așa pentru căpșunele. Așa, lăsăm să se răcească puțin.
pornit. Îl pune înghețat în aceste coșuri. Vedeți? Sau așa lungi, sau așa. Să pun așa aici. Că le vom orna cu inimioare, ia uitați. Le-am cumpărat. Nu costă mult. Și le urnăm cu acestea. Așa, punem așa deasupra. Și așteptăm. Așteptăm să se facă. Și cine nu are această mașină de înghețată, pune într-un vas. Și apoi cu mixerul, după o oră, o oră jumătate, două ore, când a început să înghețe, ca să nu se formeze cristalele, noi o să mixăm cu mixerul și punem capacul, dăm la frigider și peste o oră, o oră jumătate scoatem din nou, mixăm din nou, cam de două ori cu mixerul ca să iasă cu foasă și dăm din nou. Apoi o să scoatem și cu o paletă de lemn, o să amestecăm de vreo 4-5 ori. Se face această operație și să vedeți ce bună este. Și cine nu are aparatul de înghețată, acesta este un aparat vechi, 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 foarte, are cred că 50 de ani. Cine a venit mai târziu, bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia Bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Aici avem căpșunelele care le-am blânduit și în compoziția de bază care este din 300 de lapte, cu 100 de frișcă îndulcită sau frișcă normală și adăugat zahăr după gust și o lingură de miere de albine. Punem pe foc și în momentul când ajunge la punctul de fierbere, dăm deoparte. Lăsăm să se răcească și adăugăm căpșunelele. Eu am împărțit-o în două și într-o parte am adăugat, vedeți, am adăugat cappuccino, deci când era fierbinte, și lăsă să se răcească, că o să facem după aceea, după ce se termină. Și într-o parte o să adăugăm căpșunele proaspete și cu puțină zeamă de lămâie. Așa. Și acum, durează puțin, că este puțină compoziție. E posibil să nu fie chiar 20 de minute, e posibil 15 și mai puțin. Am făcut puțină ca să vă arăt cum se face. Și cine nu are, cum am spus, băgați la frigider cutia, puneți într-o cutie toată compoziția, o lăsați să se răcească și în momentul când începe să înghețe, cu mixerul, mixați, ca să iasă bufoasă. Și apoi băgați din nou la congelator, peste o oră și jumătate, o oră jumătate, scoateți din nou și mixați și faceți această operație de 3-4 ori. Dacă vedeți că este prea tare și cu mixerul nu se mai poate, a treia oară, a patra oară, cu o lingură de lemn și amestecați. Ia uitați, începe să se formeze, se vede încet, prinde formă. Mai lăsăm. Și am să le pun în aceste cutiuțe, așa de aceste bafe. Eu le-am cumpărat. Dar să știți că am făcut și în casă și se fac foarte ușor. Găsiți rețeta pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Numai ca o altă formă, sunt făcute în casă și sunt bune. Sau le puteți pune în aceste coșulețe, iată-ți, care sunt mai lungi. Așa. Și o să punem imediat în ele când este gata. Așa. Ia uitați. Cum începe să se îngroașe. Și este cremoasă și bună. Așa, mai lăsăm puțin. Am făcut puțină ca să facem repede. Așa. Și apoi o să punem deasupra, tot la fel. O să decorăm. Tot din bafe. Cum arată? Să știți că nu costă mult. Și le aveți în casă, vă faceți înghețata preferată. Ne-ați
să ne mai uităm. Ia uitați, începe să se facă. Așa. Imediat o punem în formele de vafle. Ia uitați. Așa. Se face înghețata de cappuccino. Eu am să mut camera. Așa, mai încoace. Așa. Ca să vă arăt aici cum fac cea cu toșune. Și punem și puțină lămâie. Așa. O să amestecăm cu lingura, vedeți? Punem așa aici. Deci chiar dacă nu este rece, are 10-20 de grade, puteți pune. Mai ales că căpșunile sunt de la frigider și sunt reci. Așa, și punem toată pulpa așa peste. O să o facem și pe aceasta să vedeți ce bine arată. Și am să pun puțină zeamă de lămâie. Țină puțină, nu trebuie mult. Așa. Și gustați, să vedeți dacă este bună de dulce. Eventual mai adăugați puțin zahăr sau puțină miere de albine. Așa, acum ne mutăm spre mașină, că este aproape gata, înghețata, să o vedeți. Așa, aici. Ia uitați. Este gata. A durat mai puțin decât... Am făcut puțină, doar ca să vă arăt. Așa. Deci asta este din 150 de... Așa. O mai las două secunde. Două secunde și o scoatem. Ia uitați. Bună, bună. Cappuccino. Înghețată de cappuccino. Scoatem și o punem pe cea cu căpșunele. Am închis. Ia uitați, foarte, vedeți? Și o luăm și o punem așa într-un... Să le dau frigider de timp. Și le puneți în săculeți de care se bagă la congelator, săculeți de plastic. Și apoi le închideți. Și când aveți nevoie, o scoateți direct așa, cum așa. Înghețată. O puteți pune și cu lingua de înghețat, care este specială pentru... Dar având în vedere că eu am puțin înghețat aici, ia uitați, puteți pune și așa o inimioară. Am să o dau la frigider, am să scot tot de aici din interior, să o punem și pe cea cu căpșuni, să vedeți cum arată. Ia uitați cum arată. Este bună. Și acum dau la congelator și pun.
am luat cât s-a putut. I-am să pun peste, ia să vedem pe dedesubt aici. Așa. Și dăm la congelator. O să vă arăt imediat după aceea cum arată. Așa, o amestecăm puțin. Așa. Acum am să pun peste, am să pun cea cu căpșunele. Așa. Să o facem și pe cea cu căpșunele. Să vedeți dacă este bun. Este bună, bună. Așa, am să pun capacul. Dau la 20 de minute. Așa. Deschidem și punem să se rotească. Și încet, încet se face. Da. Ia uitați, începe. Începe să se facă. Înghețată de căpșunele. Foarte, foarte simplu. Așa, ne mai uităm puțin aici. Ia uitați. Vedeți? Cum se învârte? Încă puțin. Au trecut 10 minute și mai lăsăm încă puțin. Așa, este gata. Am să o opresc. Deci aproape 20 de minute. Cam 22 a durat până s-a făcut. Așa. Ia uitați, am să iau așa cu piesa scurt din priză. Așa, și am să pun așa cu această lingură. Așa, ia să punem să intre și în interior. Că ne place conul să fie, să fie plin. Așa. Ea trebuie ținută puțin și la frigider. Așa. Ia să mai punem una. Sper să nu-mi cadă. Așa. Ia uitați. Vedeți? Înghețată. Și aici o să-i punem așa un ciuf. Vedeți? Putem pune și unul de asta. Ia uitați. Cu căpșunele. Și să-i punem și o căpșunică. Ia uitați așa. Vedeți? Așa, ia să o pun într-un pahar. Ia să o pun așa aici, să vedem dacă stă. Opa! Așa, să o aduc și pe cealaltă, să le vedeți pe amândouă. Sper să nu curgă. Ia uitați, înghețată. Înghețată cu cappuccino și înghețată cu căpșunele. Acestea sunt rețetele de astăzi. Vă pup dulce. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături și că mă urmăriți. Și ne vedem. Ne vedem mâine sau poimâine să facem această prăjitură cu lămâie. O să dureze puțin la cuptor. Ați văzut că forma nu este așa de înaltă, de aceea o și fac. Și să ne jucăm, să decorăm cu gheață reală. Vă pup! Multă sănătate, la revedere și o după-amiază plăcută și o zi frumoasă în continuare tuturor. Pupici! Ia să așezăm. Așa aici. Vă pup, la revedere și multă, multă sănătate. Pup! Și vă mulțumesc mult tuturor. Pupici, o zi frumoasă!